Bună, sunt Mia de la Mireasa 2. N-am făcut câteva zile niciun vlog pentru că bătrânul care îl îngrijesc a fost la spital și la spital aici nu poți să faci nimic, nici măcar să faci un pas din cameră. Trebuie să stai acolo, din salon. Sau cum îi zice, că numai salonul seamănă. Eu sănătoasă să stau în spital, nu mi-a plăcut, dar ne-am întors și vreau să mai vorbim puțin de concurenții noștri. Am văzut că a intrat nesiguranța, neîncrederea în cuplu Nora Leo, datorită unei scrisori, de fapt două scrisori au fost cu același conținut, care le-a primit și Dana și Leo. Nora neagă totul, dar eu cred că ceva adevărat tot este, pentru că, exact după cum a spus și Dana, nu există fum fără foc. Ceva este adevărat, nu știu dacă în totalitate. Am văzut și la Capricii când a vorbit. Oricum, care a trimis scrisoare are ceva informații despre ea. Are. Și a ținut neapărat să afle și Leo, ca să vadă cu cine a făcut cuplu. Dar poate să fie adevărat. Poate să nu fie. Sau să fie parțial adevărat. Nimeni nu știe viața ei. Exact ce s-a întâmplat, numai ea poate să știe. Și ea, dacă nu vrea să spună, nimeni nu poate să afle. Oricum e viața ei, dar eu cred că îl încurcă doar pe Leo. Ea e și mai mare ca vârstă, e foarte experimentată, are un trecut nu tocmai curat. Asta e doar o părere de-a mea, după ce am văzut emisiunea, după ce se spune. Eu nu o cunosc personal, nici pe nimeni, în afară de Simona, prezentatoare, atât cunosc, rest pe nimeni. Și după cum văd și eu pe Facebook și pe Antena Play, îmi dau o părere, atât tot. Dar Leo trebuie să aibă mare grijă, oricum de căsătorie nu poate fi vorba, pentru că nu se potrivesc deloc și n-ar rezista împreună, n-ar rezista căsătoriți, nu. Dar în casă, după cum am tot spus, e bine să facă și el cuplu, dacă nu are altă fată, până ori intra alte fete, alți băieți, pentru că am văzut că cereau fetele, două fete erau pe balcon afară și ziceau, vrem băieți, aduceți băieți. Asta mă amintește de Ionela, numai cât venise și era o grămadă băieți în sezonul 2. Liberi și ea făcea să mai aducă băieți. Că băieții care erau în sezonul 2, ce aveau? N-a plăcut pe nimeni și de aia a și plecat. A și plecat singură cum a venit. Dar aici sunt băieți liberi, sunt fete libere. Nu se plac. Dacă nu se plac, să-i cupleze forțat. Nu se plac. Cum Sabrina nu-l place deloc pe Berner, nu-l place. Și a spus, n-a mai putut să mai suporte. E și foarte, foarte perneș ăsta, posesiv, sta numai în capul ei, nu-i corect, nici pentru ea, nici pentru el. Ea să se prefacă că îl place și el să fie foarte insistent. Într-o relație bazată pe sentimente, nu e nevoie de asta. Nu e nevoie să fii insistent, totul vine de la sine. Ceea ce în cuplul lor nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat asta. Pentru că nu e nimic real. E forțat din partea ei. El poate că are sentimente sau măcar o atracție are. Nu știu dacă putem vorbi de iubire, dar felul cum se manifestă nu e deloc plăcut pentru o fată. Nu e plăcut pentru nicio femeie, nu numai pentru ea. Nici mie personal nu mi-ar place cineva așa. Că sunt 15 ori vârsta ei. Nu. Dar sunt unii băieți care nu înțeleg asta. Las-o liberă. Nu o întrebi în continuu, acu, acu, acu. Am văzut că au încercat să se împace mai mult, așa, să se încurce unul pe altul. A fost o încercare care oricum n-a dat n-a dat roade pentru că unde nu sentimente, ce poți să faci cu forța ca să fii neapărat în cuplu și să fii în top? Nu merge. Chiar nu se poate asta. Deloc. Și după cum se vede, telenovela Nora, Dana, Leo nu are sfârșit.
Nu are. Am crezut la un moment dat că se termină, dar nu. Apar noi dovezi. Cineva interesant de viața ei. Eu nu am nicio preferință, nu prefer pe nici care, nici fete, nici băieți. Îmi plăcea la început pe Ernest și Aron, dar mi-a trecut, să spunem așa. Și am văzut că mama ei a vorbit foarte frumos la capricii. Sigur că da, că a ținut parte, e fata ei, că i-a ținut parte, normal. A fost foarte emoționată Nora, chiar a plâns puțin. Dana s-a apărat zicând că nu a jignit-o, că a spus decât adevărul, că ea e sigură. Nu poți să fii siguri. Nu putem fi siguri, nimeni nu poate să fie sigur pe nimic. Totul e relativ. Poți să zici, sunt 100% sigur, nu există așa ceva. Chiar nu există. Totul e relativ. Și după cum am mai spus, trecutul Norii, doar ea poate să-l știe exact cum a fost. Nu poate să-l știe absolut nimeni, nici părinții ei, dacă a făcut ce a făcut. Că sunt sigură că ceva a făcut, dar nu putea să spună părinților ce a făcut. Și nu înțeleg de ce asta cu prostituția în Ungaria. Nu înțeleg ce nevoie, că par niște oameni înstăriți, nu par niște oameni sărăntoci, după cum am văzut pe mama ei. Nu cred că ar fi avut nevoie. Poate că a avut pe cineva în Ungaria sau că a avut căsătorit, că foarte multe fete au un sponsor, cum e acum la modă, dar până la prostituție în Ungaria. Și chiar dacă a făcut, să spunem, cine poate ști? Cine poate ști exact așa? Că scrie scrisori? Asta, sigur, cineva îi vrea răul, dar Nora, pentru că are o vârstă, 30 de ani, trebuie să gândească bine ce face cu Leo, pentru că Leo e băiatul mamei. El e dependent financiar de mama lui, de tata lui. Ea ce să facă? Ce să facă cu el? El e învățat cu un stil de viață. Bine, în casă se potrivesc, în casă merge. Că să aibă pe cineva. Să nu se uite la ceilalți care au pereche și el nu, dar afară nu, 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 niciun caz. Niciun caz afară nu merge. Nu sunt compatibili deloc, absolut. Nu. Am mai văzut că au avut concursuri, concurențe cu baloane, cu câștiguri. Foarte bine, ceva trebuie să facă. E plictiseală mare, că am și văzut băieții că se plictiseau. Și pe bunicuța întreabă dacă se dea cu mopul. Eu când eram în casă și dădeam cu mopul, nu întrebam pe nimeni. Ei, nu întrebam. De ce să întreb? Vezi că e mizerie, mopul și dai cu el. Vezi că sunt vasele, speli. Eu așa făceam. E gunoi, e adunat mult acolo, le iei și-l duci. Dar, după cum am observat în casa Mireasa, pentru că locul mi se pare foarte cunoscut, am trăit câteva luni acolo, nu toată lumea participă la curățenie. Nu știu, la noi am avut de 2 ori pe săptămână camera 2 și camera 1 care erau la curățenie. Acum am văzut că nu participă toată lumea. De exemplu, Alina nu participă. Și mai sunt astea. În afară de Giovanna, care aproape zilnic e în bucătărie și face curat, n-am nimic cu ea decât cu limbajul ei. Cu limbajul. Că vorbește foarte urât, fără respect, aia e problema ei, dar harnică este. Gătește, face dulciuri, am văzut, da. Și face curat, spală vasele, da, asta n-am nimic de spus, n-am nimic. N-am nimic decât limbajul mă deranjează și numai pe mine, pe toată lumea. Limbajul e atât. După cum vedeți, sunt la muncă, prima zi, după spital. Că se vede că am schimbat peisajul. Avem și flori aici, chiar acum după ce termină, am să mă apuc să sap puțin în grădină. A fost ideea mea, nu m-a pus nimeni. Mie îmi place să îngrijesc grădini, chiar îmi place. Și să văd, să liniștesc pe bătrânul meu că face ce nu trebuie. Și cam asta este despre concurenții noștri. În general sunt bine, am văzut că Alina cu Valentin sunt iar împreună pe bune. Restul, nu mare lucru, le urmărim evoluția. Cam atât am avut pentru astăzi. Să vă spun, la revedere, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like și share. Share numai dacă vreți, like, tot dacă vreți. La revedere!